Că schimbarea nu va exista și nu va... N-ai absolut niciun de. E o problemă de timp, repet, e foarte adevărat. E o chestiune care ia timp. Sincer, nu știu să spun, nu vreau să... Da. N-am habar, nu sunt lucrat, vă zic 20 de ani, 30 de ani. Va dura mult. Adică nu cred că va dura sub 20 de ani de acum încolo. Nu cred asta. Dar ele vin și e... Depinde cum te uiți, e ca la pahar ăsta, e jumate prins sau e jumate gol. Poți să vezi că e jumate gol, poți să vezi că e jumate prins sau poți să fii contabil și să spui e paharul prea mare pentru că lichid era acolo, era un pahar mai mic. Depinde. Totul depinde. Dar schimbările sunt. Acum hai să fim sinceri, suntem un european, deci dacă chiar ne vom lua la bătaie carcheri sau vom face tâmpenii majore, va veni unul care să ne dea cu bățul peste mână și să ne spună, băi, potriviți. Da, până la urmă eu... Asta a fost și este salvarea noastră, în esență, pe de-o parte. Pe de altă parte, cum să zic, sunt tineri ca tine și ca mulți alții de foarte bună calitate, de foarte bună valoare, care în timp vor ocupa poziții, să zic, serioase în țara asta, până când vor promova un alt fel de comportament, un alt fel de discurs, un alt fel de management sau de mod de a face lucrurile. Și lucrurile, astfel ele se vor îmbunătăți. Va dura, durează foarte mult. Durează ca și cum ți-ai pune problema, hai să luăm altfel, ca 45% dintre cei, adică trăind în mediul rural 45% din populație, să zicem jumate din ăștia să-ți propui ca în 5 ani să înveți să lucreze pe internet. E nebunie. Deci nu se poate. Fizic, oricine îți va spune, băi, nu se poate. Unul, că aia sunt toți bătrâni, că au degetele închilozate și artrite și nenorocie și o grămadă de că ei nu înțeleg limbi străine, că nu înțeleg ce scrie pe ăla, nu înțeleg foarte, foarte multe lume. Trebuie să iei cu educația lor din spate. Ba. Și atunci ce putem să facem? Păi, putem să facem să așteptăm să scadă populația în mediul rural pe care nu ajută. Adică ăștia treptat mor, că sunt oricum bătrâni și bolnavi și săraci și vaide. Asta e tineri din ce în ce mai puțin. Și uite așa, România va ajunge în 20 de ani să aibă doar 10% sau 5% în mediul rural, cum e în vest, și restul în mediul urban. Unii mulți și pleacă, deci oricum scădem ca număr populație. Și vom trăi bine, fiindcă vom fi mai puțin și oricum. Nu abia găsești un instalator, un constructor, nu, deja nu se mai găsesc, fiindcă economia se dezvoltă. Deci așa se fac lucrurile. Lumea învață că să trăiască într-un bloc care arată civilizat, să întreține cu bani mult, arată civilizat, să nu mai fie noroi pe trotuar. Și așa, dar treptat, durează, nu se poate schimba. Uite-te strada pe care locuim noi. Am făcut 3 memorii domnului primar și chiar am spus, am plătit atâtea miliarde la impozit la taxe locale. Trebuie și noi cu umilință când se va repara această stradă. Mi s-a spus cândva între 2006 și 2008. Foarte interesant răspuns. Dacă i-aș spune și eu domniei sale și noi să vă plătim impozitul, cândva între 2008 și 2012, să vedem când ne mai gândim încă nu ne-am hotărât. E puțin, cum zic, chiar și relația cu cineva care îți plătește totuși niște sume considerabile de bani la buget, măcar să-l bați odată la ușă și să spui, ok, bună ziua, ce faceți? Eu sunt primarul vostru. Am văzut că ați dat atâția bani la buget și am văzut și memorii pe care l-ați făcut și poate că... Deci nu există această atitudine care crește în timp. Atâta de normalitate. Le-am propus colegilor acum vreo 2 ani ca logo-ul firmei noastre să fie noi suntem normali. S-a uitat toți la mine și a zis, bă, dar tu ești normal. Bă, mă străduie să fiu normal. Da, lumea n-are sentimentul de normalitate, de firesc. Știi? Că niciun om nu dă foarte bine tot timpul, că n-ai cum. Adică orice om mai spune prostii, mai face gafe, face din când în când zice, lucruri de nefăcut. Asta este. Nu suntem perfecți. Muncim la chestia asta o viață întreagă și murim fără a fi încă perfecți, dar cu idealul în minte. Nu? Da.
asta nu te oprește odată să muncești pentru a fi mai bun mâine decât ai fost astăzi. Pe de altă parte, nu te oprește să-ți cauți autenticitatea, să fii tu însuți, nu să fii cineva ce pretinzi tu că ai fi. Cineva care cu persoanele publice de la noi, marea majoritate nu sunt deloc autentici, nu sunt ei înșiși. Eu vor să mimeze pe unii care nu are nimic de a face cu... Sunt roluri, nu sunt persoane. Da, sunt roluri. Te miști într-o anumită direcție. Și acum ce faci? Și... Păi, noi ne mișcăm, dar vrem să atragem cât mai mulți oameni. Păi tu acum ce faci? Vorbesc cu dumneavoastră, primesc... Păi asta faci. Nu vorbești cu mine. Te-ai deplasat până aici, muncești la a realiza acest film, acest material, cu sensul și direcția pe care ți-ai propus-o tu și întregul grup care a format această asociație Leaders. Da? Asta este o acțiune. Deci, asta înseamnă dinamic. Faci ceva. Liderii fac, nu stau să cugete. Cugetă și ei, dar nu foarte mult, fiindcă înseamnă acțiune. Cum să zic, în clipa în care tu nu te mai miști și nu te mai schimbi, începi să mori. E clar că începi să mori. Tu, persoană fizică, tu, instituție, tu, ce vrei, orice organism social. Nu contează cât e de mare sau de mic. Cel mai mare pericol e ca vânătoarea de rață. Ai văzut, dacă rața stă pe baltă, e foarte ușor și un copil cu praștea o de jos. Dar dacă ea zboară, e mai complicat. Și dacă mai și zboară repede și faci așa, e chiar greu să o dai jos. Ok. Așa e în business, așa e oriunde. În politică, viața socială. Companie, în clipa în care a încetat să mai facă schimbări, să mai își caute propriul drum, să caute dinamica ei, e ca și moartă, va începe să moară, e clar. Da, vreau să introduc într-un fel implicarea, pentru că nu te implici și pentru că nu mai are rost. Aici vreau să, adică până la urmă caut așa, tendința răspunsul dumneavoastră pentru, de ce să te implici, da, în orice, de ce? Păi dacă ai un scop în viață, dacă ai ceva, o misiune pe care să ți-o asumi, dacă nu, uite-te că foarte mult se implică, foarte mult. Relativ mult, zic eu, după gustul meu. Nu se prea implică în mai nimic. Dacă e să luăm, de exemplu, segmentul tinerilor, da? 16-22 de ani, 23 de ani, o să constați că e un segment de 10%, poate 15%, cel mult, extrem de dinamic, asemenea ție, care se implică în proiecte, în ONG-uri, în tot felul de organizații și de proiecte care au sau n-au legătură cu societatea civilă, au legătură cu business, au legătură cu multe altele, sunt extrem de activi, sunt extrem de interesați de a învăța, de a se dezvolta, de a adăuga ceva calităților umane și alții care, mă rog, preferă să frece menta, bat maidanele, crâșmele sau, știi, frecventează cluburile și asta e prima lor pasiune. Netul și mai știu eu ce filme, ce se mai departe. Și până la urmă, o organizație, când intrăm și pe Leaders, este utilă? Și în primul rând, cui? Păi, cum cui? Colegilor sau prietenilor că vor vrea să le faceți cunoscute idealurile voastre și ce vreți să construiți. Și e normal că vă căutați o expunere cât mai mare, cât mai înaltă, pentru a fi cât mai vizibil. Și părerea mea că sunteți relativ vizibil, nu atât cât de exemplu, mi-aș dori eu. Dar asta ține și de capabilitățile voastre, pentru că voi toți, cei care sunteți implicați în organizație, mai aveți și altceva. Nu este unicul vostru obiect și subiect. În măsura în care vă uitați cât pui, atâta scoți. Nu poți să scoți foarte mult dacă nu pui foarte mult. E un proces firesc. Bun simț. Poate cu o expunere mediatică mai mare, de a scrie articole, de a vă implica în acțiuni de anvergură mai mare, de vizibilitate mai mare, da? În care să vă faceți vocea auzită, ar fi mai benefice. Sigur că asta necesită bani, fonduri, da. Asta e, alergați pe la toți, strângeți bănuții și... Dar este o perspectivă optimistă, fiindcă îți dai seama că altfel n-aș fi